Ba din Zalo a simțit pe propria pielea seară că spiritul Crăciunului nu a dispărut din sufletele oamenilor. În un spre casă, el și-a pierdut portofelul în care avea numai puțin de 2500 de euro. Cu gândul că Moș Crăciun i-a luat în loc să-i bărbatul s-a dus la poliție și l-a declarat pierdut. A avut o mare surpriză când, la câteva minute după ce a ajuns acasă, un străin i-a sunat la ușă și i-a înapoiat portofelul pe care îl găsise pe stradă fără să ceară vreo recompensă.